Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Ști TV. Un omagiu adus înaintașilor pentru jertfa lor de sânge dată în vâltoarea bătăliilor, ce a culminat cu victoria trupelor române din ziua de 25 octombrie 1944, a avut loc zilele trecute în municipiul nostru. Armata română și-a sărbătorit ziua. În semn de prețuire pentru cei care au scris cu sângele și sacrificiul lor, cu devotament și curaj, istoria glorioasă a țării, anul 2015, este considerat anul veteranilor de război. Treceți batiloanele române, Carpații, arme cu funze și flori. Ne așteaptă izbânda, ne așteaptă și faci cu inima atecători. Militarii mureșeni au marcat 71 de ani de la eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupația hortistă și nazistă. Armata României a luat ființă, s-a transformat și a dăinuit în timp, depășind obstacolele care păreau de neîntrecut, având ca temelie de neclintit devotamentul, curajul, cinstea și mândria, puterea de muncă și de sacrificiu a bravului ostaș român. Mi-ar plăcea mult de tot ca populația să devină activă cu un spirit civic demn de ceea ce înseamnă a apăra valorile noastre și dacă unii nu știu să o facă, să o facă cel mai bun acestui popor. Valorile lui se iasă în față, pentru că doar așa cred că vom reuși să fim la înălțimea eroismului și a sacrificiului pe care Armata Română a dus-o de-a lungul timpului. Prin semnificația sa, Ziua Armatei readuce în memoria noastră faptele de arme ale bravilor veterani de război și ale eroilor căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea ființei naționaliste și a gliei strămoșești. Ziua Armatei nu este o zi a unei instituții, este ziua ostașului român. O zi a ostașului român care își propune să omagieze curajul. Armata este formată din luptători, oameni tineri și curajoși, pregătiți de sacrificiul suprem acceptat de la sine. Studenții de la medicina militară se numără și ei printre acești eroi, depunându-și jurământul în cadrul grandiosului eveniment de la Târgu Mureș. Cinstim cu prețuire și respect memoria eroilor căzuți la datorie, întreate de operații și suntem alături de familiile acestora, pe care le asigurăm încă o dată de sprijinul nostru. Gânduri bune și urări de sănătate transmit și militarilor răniți în misiunile executate în aceste operații, teate de operații. Curajul și spiritul lor de sacrificiu îi inspiră, îi întăresc pe toți cei care au ales să șervească patria în uniforma oștii române. Târgu mureșenii au putut să vadă cum arată armamentul folosit de soldații români, iar copiii au fost mai mult decât încântați să se joace pe vehiculele blindate. În ce mașină te-ai urcat de aici? În toate. Și cum ți s-a părut? Frumos. Ce crezi că face un militar? Nu știu. Da, ajută oamenii. Cum ți s-a părut? Bine. Da. Îți place uniforma de militar? Da. Unitatea și libertatea poporului român nu poate fi posibilă fără Armata Română. Ei și-au dedicat viața acestor idealuri nobile. Încheierea contractului de delegare a Serviciului de Salubritate din municipiu, odată cu noul început de an, a reprezentat un subiect controversat în rândul consilierilor locali. După ce proiectul de hotărâre a picat de două ori neîntrunind majoritatea necesară, acesta a fost adoptat în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Târgu Mureș.
Proiectul de hotărâre prevedea inițial prelungirea contractului de delegare a Serviciului de Salubritate a Municipiului cu actualul operator. După o serie de abțineri din partea consilierilor UDMR, proiectul a fost dezbătut la sfârșitul săptămânii trecute. În prima fază s-a recurs la votarea proiectului inițial, iar mai apoi la votarea amendamentelor aduse acestuia. Chiar dacă proiectul de hotărâre a primit votul consilierilor locali, executivul va aștepta un răspuns din partea Consiliului Județean. Să nu credeți cumva că s-a terminat aici, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, va mai trebui scoasă o hotărâre de Consiliu, va mai trebui luată o decizie, dar de data asta așteptăm să vedem, pentru că toată lumea își îndreaptă ochii de acum încolo către Consiliul Județean. Această hotărâre de Consiliu local nu poate fi pusă în aplicare decât după o hotărâre a Consiliului Județean. Dacă acea hotărâre a Consiliului Județean nu va veni, în niciun caz nu va putea fi ridicat gunoiul din Târgu Mureș din 1 ianuarie. Viceprimarul UDMR, Peti Ondraș, a explicat că se dorește asigurarea liberei concurențe, dar și anumite aspecte legate de cine poate organiza licitația și cine poate prelungi actualul contract. Voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre au fost acordate și de consilierii locale PSD. PSD Târgu Mureș s-a întrunit astăzi într-o ședință de birou extraordinară, iar în unanimitate colegii noștri au decis să le dăm consilierilor noștri un mandat prin care să voteze pentru prelungirea contractului cu Salubriserv. Rațiunea a fost ca orașul să nu ajungă îngropat în gunoaie. Desigur, avem o serie de critici la adresa Primăriei Târgu Mureș și a Consiliului Județean Mureș, care nu și-a îndeplinit toate îndatoririle ce decurg din gestionarea proiectului de management integrat al deșeurilor. Contractul cu Salubriserv S.A. expiră în ianuarie 2016. O altă problemă cu care se poate confrunta municipiul este legată de faptul că operarea stațiilor de transfer și a depozitului regional de la Sâmb Paul nu este încredințată nimănui. Târgu Mureș riscă să rămână fără responsabil de salubritate. Potrivit statului Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Ecolect, la nivelul județului ar trebui să existe un sistem integrat de salubritate, date fiind problemele de legalitate care se referă la faptul că firma se află în insolvență și nu este clar dacă acest serviciu trebuie operat de instituțiile municipale sau județene competente. Un memorandum pentru protejarea și afirmarea identității comunității românești din județul Mureș a fost adoptat zilele trecute la Târgu Mureș. Acesta va fi înaintat președinției Parlamentului și Guvernului, precum și Consiliului Europei. Astfel, se trage un nou semnal izvorât din îngrijorarea românilor, direct afectați de continuitatea acțiunilor de discriminare cu alte metode contemporane. O radiografie obiectivă a societății românești post-revoluționare a avut loc în cadrul celei de-a treia întâlniri a reprezentanților comunității românești din județul Mureș, care s-a desfășurat zilele trecute la Târgu Mureș. Astfel, autoritatea centrală ar trebui să își asume funcția etnopolitică a statului, iar la nivelul instituțiilor ar trebui recuperat reflexul administrativ național. Am ajuns să avem două tipuri de naționalisme, un naționalism bun al minorității locale dominante, toată lumea este fericită când ceilalți susțin și primesc drepturile pe care și le cer, chiar dincolo de lege sau la marginea legii, în timp ce ceilalți, în momentul în care îndrăznesc să ceară ceva, sunt luați peste picior în cel mai bun caz. Dezbaterea evenimentelor presante ale politicii românești, crearea unui climat de bună conviețuire au fost căi de propunere a unor soluții guvernanților pentru cunoașterea și luarea măsurilor de autoritate în problemele care impun rezolvări urgente pentru comunitatea românească din județele Covasna, Mureș și Harghita. Multiculturalismul a fost în vizorul senatorului Marius Pașcan, care i-a citat pe Angela Merkel și David Cameron, considerând că istoria se repetă și în zilele noastre. Deci Merkel, repet, abordarea multiculturală în privința integrării a eșuat complet. David Cameron, prim-ministru Regatului Unit, trebuie să ne asigurăm că imigranții, respectiv minoritățile, învață să vorbească limba engleză și că toate școlile predau copiilor elementele unei culturi și a unui program comun. Atenție, nu să prezerveze culturi, să le integreze. De asemenea, Nicolas Sarkozy a spus că modelul multicultural este un eșec în Europa. Deci noi nu trebuie să reinventăm nimic, ci să ne raliem unui spirit european care conservă propriile culturi, propriile valori. În opinia forumului, în viitorii 20-30 de ani, populația românească din localitățile județelor Covasna, Harghita și Mureș se va diminua drastic. De aceea se consideră necesară o altă abordare a situației românilor din aceste județe datorită dificultăților din perioada de tranziție pentru apărarea cauzei naționale și pentru destinul poporului român.
UMF deține un sistem online de înscriere a studenților unic în țară și a mai rămas o săptămână pentru depunerea aplicației la programul MOL pentru sănătatea copiilor, ediția 7-2015. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, profesor dr. Leonarda Zanfirei, susține că UMF deține un sistem online de înscriere a studenților unic în țară, ceea ce face ca influența umană asupra dosarelor candidaților în faza administrativă să fie imposibilă, inclusiv în cazul studenților străini. Avem un sistem de admitere care este, după știința mea, unic în țară, în sensul în care înscrierile studenților, inclusiv a celor internaționali care aplică la programele de limbă engleză, se face exclusiv online prin intermediul unei platforme de înscriere și de evaluare pe care am creat-o special pentru această parte importantă a vieții universitare. Toate documentele și tot managementul studenților care se înscriu la admitere este făcut în cadrul acestei platforme, iar influența umană asupra acestor dosare în faza lor administrativă este practic imposibilă. În a doua fază de admitere legată de evaluarea acestor dosare, avem o serie de comisii care au antrenament în acest sens, fac o evaluare propriu-zisă administrativă a dosarelor, evaluează activitatea profesională a candidaților pentru fiecare dintre acestea, au o grilă de evaluare cu un punctaj foarte bine stabilit, astfel încât după încheierea interviului pe care îl fac online cu acești studenți, practic nota finală se stabilește și asupra ei nu se mai poate reveni, a arătat dr. Leonarda Zanfirei. O săptămână a mai rămas pentru depunerea aplicațiilor la programul MOL pentru sănătatea copiilor, ediția 7-2015. Prin acest program se oferă sprijin financiar organizațiilor non-profit care derulează proiecte de terapie emoțională sau terapie prin artă pentru copii cu vârste sub 18 ani, care suferă de boli cronice, sunt afectați de dizabilități sau se află în curs de recuperare după afecțiuni grave. O astfel de organizație poate să beneficieze de o sumă de maxim 20.000 de lei, în formă de prefinanțare pentru un proiect ce urmează a fi implementat în perioada decembrie 2015-august 2016. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 30 octombrie 2014. Cuantumul total al sponsorizărilor este de 313.500 de lei. Lista câștigătorilor va fi publicată pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 30 noiembrie 2015. Administratorul unei societăți comerciale din comuna Vătava a fost sancționat contravențional cu 10.000 de lei pentru neraportarea timp de 6 luni a activităților desfășurate cu lemn în sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase. Totodată a fost dispusă confiscarea cantității de 3.152 metri cubi cherestea din fac și 11.683 metri cubi lemn rotund gorunt în valoare de 7.850 de lei. Cu ocazia controlului a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei un alt bărbat din comuna Vișoara, care transporta 5 metri cub de material lemnos pentru foc, fără documente legale. Locuitorii din zona pieței Petrovișandor pot respira ușurați, deoarece își pot relua activitățile de zi cu zi în condiții excelente. Asta după ce lucrările de modernizare din zonă s-au finalizat. Nu același lucru îl putem spune însă și despre cei care locuiesc pe strada Ștefan cel Mare, care mai au puțin de așteptat până când lucrările vor fi finalizate. Strada Ștefan cel Mare intră și ea în reparații capitale după ce mai multe zone din municipiu au fost reabilitate. Asta după ce s-au început lucrările la rețeaua de apă și canalizare, iar fibra optică va fi transferată în subsol. Lucrăm la intensitate maximă, așa cum am promis, vom finaliza lucrările maxim 15 decembrie. Banii sunt de la Uniunea Europeană, iar tronsonul pe care astăzi ne aflăm, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, iar lucrările care continuă până la Spitalul Județean, repet, vor fi finalizate. Totodată, încă o dată vreau să ne cerem scuze tuturor târgumureșenilor, acolo unde sunt probleme și unde trebuie să intervenim, știu eu, prin poduri, podulețe pe care să le facem să poată intra în incinte sau în instituții publice, rugăm să ne spună. De asemenea, circulația rutieră s-a reluat și în zona pieței Petrovișandor, unde s-a turnat stratul de legătură, urmând să fie turnate și straturile necesare finalizării lucrărilor. Aici trebuie să felicit firma de construcție pentru că piața Petrovișandor s-a lucrat vineri, sâmbătă, duminică cu intensitate maximă, s-a introdus gaz, curent, apă, tot ce înseamnă de lucrări de canalizație, iar sâmbăta următoare și peste două săptămâni sâmbătă vom mai închide odată circulația, vom turna ultimele straturi de asfalt, dar în principiu lucrările grele au fost finalizate. Viceprimarul Claudiu Maior asigură târgu mureșenii că totalitatea lucrărilor executate pe raza municipiului vor fi finalizate la termen.
un trio muzical care schimbă ritmul de la ceva alert la pasaje parcă evanghelice, rezultând o muzică parcă divină. A încântat auzul Târgu Mureșenilor prezenți zilele trecute la Casa de Cultură Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Momentul muzical face parte din seria Concertele Orașului. Autentici, plini de suflet și ritm, trioul Nicola Simion Magic Drops au adus publicul Târgu Mureșean într-o călătorie prin diversitatea muzicală a jazzului, oferind un adevărat buchet muzical de la agresiv la meditație și de la liric la cald. A apărut această seară. Bine, frumoasă. Ați mai ascultat genul ăsta de muzică? Da. Puțin. O să mai veni? Da, o să mai vin. Am mai fost la concertele orașului. Foarte frumos și mai ales că au fost și tinerii ăștia doi. Bateristul ăla, bun, tată, yes! A fost foarte frumos, excelent a fost, doamnă dragă, excelent! Mi-a plăcut, mi-a prit, totul pozitiv, așa, bine. Noua formulă de trio a muzicianului român stabilit în Germania, Nicola Simion, Magic Drops, care este și titlul unui CD, este alcătuită din muzicieni români tineri, niște talente desăvârșite. Este vorba de Adi Stoienescu la orgă și Marcel Moldovan la tobe și percuție. Proiectul a fost o premieră pentru publicul din Târgu Mureș. E o formulă nouă și mă bucur să-i cunosc pe acești doi tineri muzicieni, Adi Stoienescu și Marcel Moldovan. Mi-a făcut mare plăcere să revin la Târgu Mureș. După cum vă spuneam, ultima dată am cântat în 88 aici, deci a trecut vreo câțiva ani. Am vrut să facem un program mai variat, un program să conțină și piese standard, mă rog, piesa lui Johnny, o piesă frumoasă Piazzolla, piesa lui Ian Cicără și puțin Charlie Parker, câteva compoziții proprii. Pasiunea saxofonistului Nicola Simion, originar din inima Transilvaniei, de a combina jazz cu muzica reggae, o explorare de melodii și ritmuri ce încorporează elemente de compoziție și improvizație comune ambelor genuri muzicale, este una desăvârșită. Este o muzică extraordinară pentru că îți oferă foarte multă libertate. Cumva te obligă să fii și compozitor, să-ți cânti muzica ta și să interpretezi muzica altora ca și cum ar fi muzica ta. Ceea ce e mare lucru, adică să ai curajul să... E ca și cum ai interpreta un text filozofic, fiecare, sau o poezie, fiecare înțelege altceva și fiecare se uită la un tablou și vede eventual altceva, dar un mesaj există acolo în acel act creativ. Indiferent de genul sau stilul abordat, Nicola și trupa sa îți transmite bucuria neumană de a cânta, fie că se află pe scena unui concert de jazz, fie alături de prietenii dragi, pășind prin aleile nemțești. La sfârșitul concertului, spectatorii au putut discuta cu artistul, acesta oferind și o sesiune bine meritată de autografe. Ore nesfârșite și epuizante de antrenament, mușchi încordați la maxim și multă energie. Toate acestea s-au reîntâlnit zilele trecute la Sâncraiu de Mureș, unde a avut loc cea de-a doua ediție a Cupei României la culturism și fitness. Sportivii care au intrat în competiție au făcut un adevărat spectacol de frumusețe și disciplină sportivă. Cupa Titanic sau Cupa României la culturism și fitness a strâns la Sâncraiu de Mureș zeci de musculoși din toate colțurile țării, venind să-și etaleze trupurile sculptate, parcă rupte din filmele de acțiune. Înainte să defileze, participanții au făcut un set de exerciții speciale care ajută să arate mai bine. Pentru Paul, este a șasea competiție din anul acesta la care participă și nu trece o zi să nu intre măcar o oră în sala de fitness, urmând un regim alimentar cu proteine. A fost un an greu pentru mine, deoarece în mare parte am stat pe pregătiri și chiar mă bucur cu ultimele puteri. Am reușit să iau din nou locul întâi. O să urmeze probabil o pauză mult așteptată, de care am nevoie să mă recuperez, după care o să trec pe masă musculară să fac un progres și anul următor vreau să merg la câteva concursuri internaționale. Dacă vine din interior, îți place foarte mult, atunci totul devine mai ușor și nu o să te simți obligat să mergi la sală într-o zi ploioasă sau friguroasă, totul vine de la sine.
și rezultatele apar în timp, după muncă și răsplată. Pentru Alexandra, o sportivă focoasă din Iași cu un fizic bine definit, fitness-ul este un mod de viață și îl tratează cu foarte mare seriozitate. Dovada o fac orele nesfârșite în sala de forță, dar și colecția impresionantă de cupe pe care le are acasă și de care este foarte mândră. Pur și simplu m-am apucat de fitness, iubitul meu m-a luat la sală și mi-a plăcut extrem de mult. Apoi am început să concurez după câțiva ani de antrenament și cu multă muncă și perseverență rezultatele sunt pe măsură. Să fac fitness înseamnă să lucrez la sală cu greutăți, deci nu stilul aerobic, ci fitness în sala de forță, aparate și cu greutăți și mai înseamnă foarte mult alimentația. Gruparea sportivă mureșeană, condusă de antrenorul Dumitru Chetele și aflată în al 20-lea an de activitate, a decernat Cupa Titanic câștigătorilor de la Open, atât la culturism, cât și la bikini fitness. Împlinim 20 de ani de când suntem de existență, la urma urmei concursul este și jubiliar. Avem o grămadă de participanți foarte bine pregătiți, avem, cred că, vreo 6-7 campioni naționali care au venit la această competiție. Eu zic că dacă avem 7 competitori de number one la campionatul național, este o competiție foarte bună. Culturismul și fitness-ul sunt sporturile frumuseții corporale. Evenimentul sportiv a fost susținut de Federația Română de Culturism și Fitness și de Titanic Bodybuilding din Târgu Mureș. Ajuns la cea de-a treia ediție, festivalul concurs Mureș Dorurile Tale s-a bucurat din nou de un număr remarcabil de talente ce au urcat pe scenă, dar și de nume mari ale muzicii populare ce au încântat publicul prezent. Festivalul s-a desfășurat timp de 2 zile, debutând cu seara dedicată concurenților și încheiindu-se cu gala laureaților. Evenimentul s-a bucurat și de această dată de un real succes. Festivalul este o speranță și un bun început pentru tinerele talente care doresc să își croiască un drum spre o carieră de succes în muzica populară. Organizatorii își doresc să ofere câștigătorului tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea acestor reușite. Ne vom preocupa să aibă un loc acest câștigător al trofeului de anul acesta în spectacolele care se vor organiza în tot județul Mureș. De asemenea, avem un parteneriat cu Radio Târgu Mureș și ne dorim să încheiem în continuare parteneriate și cu televiziuni și alte radiouri, care de asemenea să ne ajute în promovarea acestui câștigător al trofeului. Deci iată că ne propunem ca acest câștigător al trofeului de anul acesta să poată ajunge un artist. Membrii juriului au punctat vocea concurenților, interpretarea, autenticitatea cântecului popular, dar și straiele pe care aceștia le-au îmbrăcat. Frunză verde de pe nuci, tinereță, cum te duci? A, la, 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 la. Primul meu trofeu și îmi dă curaj să merg mai departe și cumva îmi dă o siguranță că ceea ce fac e bine și că merg pe drumul cel bun. Pentru ca festivalul să fie unul de excepție, nume mari ale muzicii populare au adus bucurie publicului. A fost foarte plăcut aici pe scena Casei de Cultură din Reghin, pentru că am fost foarte bine primiți și asta s-a întâmplat nu numai acum la spectacol, dar și altă dată cu ocazia altor evenimente cu care am cântat aici în Reghin. Venim întotdeauna cu mare drag când vezi că undeva anumiți oameni promovează cultura și tradițiilor populare românești, n-ai de când mai să vii cu mare drag să spui da, venim! Organizatorii s-au arătat încântați de faptul că au reușit să dedice 2 zile acestui festival, având ocazia de a le oferi concurenților o gală deosebită. Natura are drepturi, iar noi oamenii avem obligația morală și legală de a susține aceste drepturi în numele ecosistemelor. În acest sens, Asociația Pacea Mamă România a susținut prima prezentare ce vizează recunoașterea drepturilor naturii pentru prima dată în țara noastră, chiar la Târgu Mureș.
Pacea Mama România s-a născut din visul Alexandrei Postelnicu, directorul executiv al Asociației Psiholog cu studii făcute în Statele Unite, care și-a schimbat toate planurile profesionale când a auzit chemarea magică a misiunii Pacea Mama, Mama Terra în română. Alexandra consideră că trebuie să acționăm pentru viitorul copiilor noștri și a vieții noastre pe pământ, iar acel timp este acum, chiar la Târgu Mureș. Noi suntem separați unii de ceilalți, suntem separați de natură, ceea ce facem, dacă eu îți fac rău ție sau dacă eu fac rău naturii, asta nu mă afectează pe mine, dar în realitate există alt adevăr, un adevăr al interconectivității, toți facem parte dintr-un sistem unic și orice acțiune se reflectă în exterior, se reflectă și asupra noastră. Conform legii, nu există nicio recunoaștere între om și natură. Astfel, nu există o răspundere și nicio grijă față de aceasta și de mijloacele de conservare. În acest sens, Digital Transylvania nu se dă în lături și se implică activ în proiect alături de Asociația Pacea Mama. Dorim să avem o deschidere față de absolut tot ce înseamnă mediul instituțional, primării, Consiliul Județean, partide politice, să fie deschise către această propunere, o propunere care are o bază foarte mare, foarte legală, în contextul în care am intrat în schimbări climatice foarte, foarte mari și ne îndreptăm către o propastie. Noi am decis să acționăm acum cât avem momentul, ca să lăsăm copiilor noștri un teren și o țară, o zonă sau un oraș curat, verde și respirabil. Conform asociației, orice persoană sau om, comunitate sau națiune poate solicita respectarea mediului natural în fața organelor publice, ceea ce contribuie la tranziția economică către o dezvoltare durabilă reală, dar și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prima ediție a festivalului concurs Acoustic Life Festival s-a dovedit a fi un succes. Sala de spectacol a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu a răsunat timp de două zile pe acordurile de chitară, iar în urma prestațiilor deosebite ale concurenților, dar și a spectacolelor oferite de jurați, publicul a trăit momente de neuitat. Festivalul a reprezentat un eveniment cultural-artistic de promovare a chitarei, în special a muzicii live, artiștilor, compozitori și a creațiilor acestora, a interpreților, cantautorilor, instrumentiștilor, acompaniatori sau soliștilor care susțin și practică chitara, indiferent de stil sau de gen muzical și indiferent de nivelul mediu sau avansat, profesionist sau amator, cunoscut sau necunoscut publicului. Este vorba despre Acoustic Live Festival, prima ediție națională, un festival care își propune foarte multe lucruri, dar cel mai important aspect este acela de a reînvia festivalul de chitară clasică la Reghin. Iată prima ediție, un foarte mare succes, care s-a bucurat de susținători foarte mulți. Scopul organizatorilor a fost de a descoperi și promova cât mai multe persoane talentate și pasionate de chitară. Partener al proiectului a fost și primăria municipiului Reghin, care își dorește ca acest festival să fie o reînviere a spectacolelor de altă dată din oraș, precum Chitara de Argint sau Prima Iubire. Sper să fie un pionerat, să atragă cât mai multă lume și să ne bucurăm, să ne creăm seri plăcute în preajma unui cânte la chitară, pentru că fiecare avem nevoie și de o relaxare în ritmul vieții pe care o ducem. După mai multe minute de deliberări, juriul a anunțat și câștigătorii. Marele premiu, în valoare de 4.000 de lei și o chitară, precum și trofeul festivalului, a fost câștigat de trupa Cats of the Roof din București, care a impresionat prin originalitatea de care au dat dovadă. Mă bucur, este chiar o recunoaștere pentru mulți ani de muncă și multe sacrificii și sper ca de acum încolo să o ținem tot așa. Nu, din ce în ce mai sus mergem de acum încolo, gata, am câștigat, e primul premiu câștigat împreună, de acum încolo, exact. La cât mai multe premii, Doamne ajută. Dacă e o bucurie, așa e, în momentul ăsta mă simt cel mai fericit om. Pentru următoarele ediții, organizatorii își propun ca festivalul să ia amploare și să fie cunoscut la un nivel mult mai avansat. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrarond.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Știi TV. O zi frumoasă în continuare, la revedere!